După festivalul teatrelor dunărene, în care timp de o săptămână giurgiuvenii au putut viziona la Giurgiu numai puțin de 17 puneri în scenă, Teatrul Tudor Vianu și-a revenit la ritmul său normal. Cum și marți, o parte din trupa teatrului a participat la festivalul de teatru pentru copii de la Galați. Cu piesele Făt frumos și Prințesa Bulgară, unde teatrul din Silistra a jucat și Puș la Mao de la etajul 13, ambele realizate în cadrul programului comun în România-Bulgaria. Miercuri, teatrul din localitate a fost reprezentat pe scena Notara cu un număr pescărușii Când vor porci mistreți. Invitația la teatru nu se oprește aici, pentru că la Sala Mare giurgiuvenii pot viziona o piesă de calibru, Sirena și Victoria, de Alexandru Galin, în traducerea lui Tudor Steriade. Din distribuție fac parte Valeria și Virgil Ogășanu, precum și Diana Lupescu. Vă invit cu mult drag la spectacolul din data de 25 noiembrie, ora 19, un spectacol de calitate. Vă așteptăm la acest spectacol, puteți să faceți și rezervare, deja biletele sunt pe cale de epuizare, fapt pentru care oricând un telefon sau la casa de bilete. Spectacolul este programat pentru luni, 25 noiembrie, orele 19, la Sala Mare a Teatrului Tudor Vianu, iar costul unui bilet este de 25 de lei.